Continuăm studiul biblic din cartea Daniel cu lecția a doua, sub titlul Când Dumnezeu intervine sau nu intervine prin miracole. Și tocmai pentru că vrem să vorbim despre miracole, voi citi mai întâi un vers dintr-o cântare compusă într-o vreme ce a abundat în minuni, perioada eliberării din Egipt, Exod 15:11. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Slăvit să fie acest Dumnezeu! Și fie ca bunătatea Lui să ni se arate și nouă prin lucrările sale, naturale, cu care ne-am obișnuit, sau supranaturale, pe care le numim în mod expres miracole. Cartea Daniel prezintă evenimente miraculoase petrecute în cei 70 de ani de robie babiloniană, vremea lui Daniel, începând cu sfârșitul secolului 7 înaintele noastre, și evenimente miraculoase profețite pentru toată istoria lumii până la final, la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Citim din Daniel, din capitolul 4, unde este scris că împăratul Nebucadnețar a avut dorința, aș spune chiar obligația, înaintea Domnului să scrie despre felul în care a cunoscut în propria persoană minunile lui Dumnezeu. Scrie aici, în capitolul 4, de la versetul 1, Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii, toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să vă fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui denuiește din neam în neam. Amin. Asta pentru perioada aceea și pentru cele profetite până la sfârșit. Citesc din capitolul 12 acestei cărți, versetele 5 și 6. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, dincoace de râu, unul și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și i s-a răspuns, măcar că Daniel nu a înțeles totul, că uneori nu pot fi înțelese toate minunile nici în viața noastră deja petrecute, cum să le înțelegem pe deplin pe cele de perspectivă profetică. Așa spunea Iov în finalul cărții sale, că a vorbit despre minuni pe care nu le înțelegea, dar pe care le recunoștea ca și realizate întru totul de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De ce vorbim despre minuni dacă tot nu le înțelegem pe deplin? Totuși, înțelegerea condiției sau condițiilor, în mod cumulat, în care se declanșează puterea divină ca favoare sau ca pedeapsă, este un har în a o cunoaște, în a le cunoaște, dar și o datorire a celor din poporul lui Dumnezeu. Tot aici, în Daniel, în capitolul 4, este scris în versetul 17, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe ce-i vii. Deci atât că este spre cunoaștere. Că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cu ei place și înalță pe ea pe cel mai jos dintre oameni. Și 27. Opțiuni. De aceea, împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trece în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă cei norociți și poate că ți se va prelungi fericirea. 37. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și îl poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Ușor de ținut minte, 17, 27 și 37. Dovedesc că noi ar trebui să pricepem, ba chiar mai mult, să știm cum să acționăm pentru a vedea minuni în mod favorabil, pentru a nu gusta minuni în mod nefavorabil sau pentru a nu avea parte deloc de ele atunci când avem nevoie.
Împărțim în două lecții aceasta, prima parte când Dumnezeu nu intervine prin miracole, partea a doua când Dumnezeu intervine prin miracole și finalizăm cu câteva concluzii spre încheierea lecției. Deci, în primul rând, când Dumnezeu nu intervine prin miracole. Am notat la fiecare parte când intervine și respectiv când nu intervine, câte patru idei. Deci mai întâi când nu intervine. Când mânia Domnului a ajuns fără leac. Am citat din 2 Cronici, capitolul 36, context pe care vreau să vi-l amintesc. Este prezentat sfârșitul perioadei împăraților din Israel cu motivul pentru care s-a sfârșit, cum aminteam în lecția anterioară, că se schimbă vremurile. 2 Cronici 36, citim de la versetul 15. Domnul Dumnezeu părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, că își voia să cruțe poporul său și locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerilor în casa locașilor cel sfânt. N-a cruțat nici pe bătrân, nici pe tânără, nici pe omul gârbov, nici pe bătrân, aflat sub povara perilor alb, ci a dat totul în mâna lui. Același principiu este enunțat în Proverbe 29:1, unde stă scris: cel ce se împotrivește tuturor mustrări va fi zdrobit deodată și fără leac. Da. Să citim și din cartea prorocului Ieremia despre evenimente petrecute atunci când a început viața lui Daniel. El a fost martor la ceea ce s-a întâmplat. Evreii n-ar fi vrut să se întâmple una ca asta, ar fi dorit ca Domnul să intervină prin miracole, dar în faza aceea nu se mai putea. Altfel scrie în Ieremia, în capitolul 30, am ales acest pasaj dintre multe altele ce puteau fi citite, de la versetul 12. Așa vorbește Domnul, lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Niciunul ți apără pricina ca să-ți lege rana, nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare. Toți ce te iubesc te uită, niciunul lui pasă de tine, că te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaș, te-am pedepsit cu putere din pricina mulțimii regiurilor tale și al marului număr al păcatelor tale. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o primește boala ta? Pentru mulțimea nerijilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Și asta s-a întâmplat, așa cum citim și din cartea Daniel, pentru că la fiecare idee, de regulă, voi citi din cartea Daniel, dar aduc argumente și din alte părți ale Scripturii pentru a dovedi cele afirmate. În Daniel 1:1 scrie așa: în al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în casa șiniară, în casa Dumnezeului său, l-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Da. Daniel recunoaște de ce a procedat Domnul așa, citesc din rugăciunea sa, din capitolul 9, de la versetul 4. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubești și păzi poruncile tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndrăniși, ne-am bătut de la poruncile tale, n-am ascultat pe robii tăi proști care au vorbit în numele tău împăraților noștri, căpetenilor noștri, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi, li se umple fața de rușine nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorul Salimului și întregului Israel, fie aproape, fie departe, în toate țările care ai zgorit din pricina fără de legile care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ne umple fața de rușine, dar nouă împăraților noștri, căpetenilor noștri și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. O altă situație când Dumnezeu nu intervine
Când Domnul permite anumite acțiuni demonice de împotrivire față de poporul său, pentru ca sfinții să dea dovada fidelității față de Dumnezeu și astfel să depună mărturie pentru numele Lui. Aceasta a doua situație diferă total de prima, dacă acolo Dumnezeu nu intervenea datorită mulțimii păcatelor lor. Iată că aici Dumnezeu nu intervine în a scăpa pe cei care sunt persecutați, în a face minuni și în a fi salvați, pentru că are un scop bine definit. De ce a îngăduit Dumnezeu ca Iov să ajungă pe mâna satanei? Nu ca cel despre care spunea Pavel în Corint că l-a dat pe mâna satanei să fie disciplinat. Aici doar a vrut Dumnezeu să dovedească faptul că Iov nu slujește pe Dumnezeu în mod subiectiv pentru anumite interese, ci Iov avea o alegere curată, slujea în mod deliberat pe Dumnezeu. Asta spunea Domnul Iisus Hristos, citește din Evanghelia după Luca, din capitolul 21, că urma să se întâmple în creștinism, de la versetul 12, citim: dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târni înaintea împăraților, înaintea dregătorilor. Din pricina numele meu, aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Versetul 16. Veți fi dați semnilor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți tot din pricina numele meu, dar niciun păr din cap nu se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Astfel de evenimente s-au produs în cartea Daniel, altele au fost profețite. În capitolul 3, cum știți, e prezentată situația celor trei tineri din fața chipului la care nu s-au închinat. E drept că Dumnezeu i-a salvat, dar iată ce principiu au afirmat ei, versetul 18. Și chiar dacă nu ne va scoate, deci, cel puțin teoretic, ei au admis o astfel de variantă, deși au afirmat întâi că Dumnezeu îi va scoate, dar ei nu slujeau pe Dumnezeu numai pentru că i-ar fi scos. Chiar dacă nu i-ar fi scos, spuneau ei, noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. În capitolul 7 este scris despre vremea sfârșitului, citesc de la versetul 21. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Și asta înseamnă i-a omorât. Așa citim în Apocalipsa 11 că cei doi martori au fost biruiți, ceea ce a însemnat uciderea lor. Versetul 25 de aici, partea a doua, și sfinții vor fi dați în mâinile lui, vorba de acel ultim domnitor, timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Pentru că este nevoie să se depună mărturie într-o primă fază pentru unii în a ajuta să creadă, într-o a doua fază de folos și aceasta pentru a depune mărturie în a fi justificat Dumnezeu și în a fi justificată pedeapsa pe care o aplică pentru cei răi. O a treia situație, când Dumnezeu nu intervine, când cei rânduiți pentru lucrările sfinte nu își fac datoria. Deci, aici chiar nu e vorba de păcat, nu e vorba de mărturie, ci e vorba de insuficiența aportului uman în a se declanșa o minune. Să ne amintim, fără să mai citim în întregime, că împăratul Israel a vizitat pe bătrânul profet Elisei, care i-a spus să tragă săgeți și împăratul s-a oprit după un număr insuficient de săgeți trase și prorocul i-a spus: ai fi putut să ai biruință, dar așa izbânda ta va fi limitată. Apoi citim în cartea Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30, că Dumnezeu se miră, 22 cu
cu 30, caut printre ei un om care să înalți un zi, să stea milă cu spărturii înaintea mea pentru țară să-mi nemicesc, dar nu găsesc niciunul. Da? Iar Domnul spunea, citesc din Matei capitolul 17, de la versetul 16, că atunci când au adus un copil bolnav la ucenicii, n-au putut să-l vindece, și Domnul le spune, o neam necredincios. Și apoi versetul 19 surprinde întrebarea lor, nu, de ce n-am putut să-l scoatem? Nu că n-ar fost în plan. De ce n-a făcut Domnul o minune prin ei? Din pricina puținei voastre credințe. Deci iată că dacă nu suntem în voia Dumnezeu, într-o stare de credință, într-o stare plăcută Domnului, trec minunile pe lângă noi sau noi pe lângă minuni și nu se declanșează. Citim și din Daniel, din capitolul 9, rugăciunea profetului, versetul 13, după cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul. Nu ne-am întors din acele noastre și n-am luat aminte la adevărul tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeu nostru este drept în toate lucrările pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat de glasul lui. Știți că Zedechia spera într-o minune, dar ea nu s-a produs pentru că ei nu și-au făcut datoria înaintea Domnului. Și o ultimă situație în care Dumnezeu nu intervine prin miracole, e de altă factură, atunci când El lasă ca lucrarea Lui sau evenimentele în general pe pământ să curgă în mod natural. Toate sunt miracole și fenomenele naturii și anotimpurile, dar astea le putem numi miracole obișnuite sau miracole lente. O astfel de situație avem, cred eu, în Daniel capitolul 1, unde este scris că Dumnezeu a făcut trecere studenților evrei, că Dumnezeu i-a înzestrat cu înțelepciune, l-a făcut pe Daniel priceput în toate vederile și în toate visele, dar asta nu părea un miracol așa petrecut peste noapte, ci în timp. Dumnezeu, de exemplu, poate să cheme pe cineva într-o slujire sau să faciliteze o anumită lucrare care, dacă ar fi comprimată, ar fi o minune izbitoare. Dar uneori se derulează lent și nu pare atât de spectaculos. Dar și acolo putem spune că tot este mâna lui Dumnezeu. Tot din Daniel citim din capitolul 9, versetul 24 și 25, unde scrie despre o perioadă în care aparent Dumnezeu n-a făcut mare lucru foarte spectaculos. Dar totuși Dumnezeu a lucrat și în vremea aceea. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vederii și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Și spune versetul următor că aceste lucruri, până la realizarea lor, vor fi într-un timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. Așa cum se spune că în perioada intertestamentară nu s-au produs mari lucrări. Ele au fost. Dar nu la o cotă ca și altă dată. Dumnezeu a lucrat și atunci. Nu sunt de acord cu cei care spun că între Maleachi și Ioan Mântuitor n-a mai fost niciun proroc. Doar Simeon, Ana Cirea, nu era prorociță? Zaharia a prorocit, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie, dar nu întotdeauna avem de-a face cu miracole foarte clar observabile. Să recapitulăm. Deci Dumnezeu nu intervine atunci când harul s-a încheiat și intră mânia pe rol, atunci când ne lasă să depunem mărturie chiar cu prețul vieții, în situația în care nu ne facem datoria și în situațiile de timp prelungit în care nu se întâmplă ceva cu totul și cu totul fenomenal, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu intervine, însă lucrarea sa este lentă, pentru că așa cum spunea Domnul Iisus, Tatăl lucrează. Să observăm acum când Dumnezeu intervine prin miracole. În primul rând, atunci când trebuie să fie proslăvit numele Domnului. Observați din cartea profetului Daniel,
Descoperirea visului în capitolul 2. Minunea disciplinării și repunerii în slujbă a lui Nebucadnețar. Sau declarația regelui Darius de după minunea din groapa leilor cu Daniel. Toate s-au lăsat cu cuvinte de slavă pentru Domnul. Citesc doar parte. 2:47. Împăratul a vorbit la el și a zis: cu adevărat Dumnezeu vostru este Dumnezeu, Dumnezeu și Domnul împăraților descoperă tainele, fiindcă ai putut descoperi taina aceasta. 4:37. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor. 6:26. Poruncesc ca întotdeauna părăției mele oamenii se teamă și se înfricoșesc de Dumnezeu cel lui Daniel, că cine este Dumnezeu cel viu, îl dănuiește veșnică, împărăția lui este nimicită niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. Așa spunea și Domnul Iisus Hristos când a fost cazul învierii lui Lazar, Ioan 11:4, că boala era spre slava lui Dumnezeu. Să știm așadar că acesta este un motiv fundamental în a se produce o minune. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de harurile sale și pentru astfel de lucruri Dumnezeu să fie slăvit și va fi, de altfel este în cer și va fi slăvit pentru vecii vecilor. O a doua situație sau condiție ca Dumnezeu să intervină, El intervine atunci când este necesar pentru stimularea credinței și facilitarea cunoașterii Lui. Citim asta din Daniel, din capitolul 2, de la versetul 29, pentru a vedea de ce i-a dat Dumnezeu lui Nebucadnețar acel vis și de ce a îngăduit ca să fie șters din memoria lui și readus în actualitatea minții lui prin descoperirea dată lui Daniel. În patul tău, împărate, ți-a venit în minte gândul cu privire la ce se vor întâmpla după aceste lucruri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea și să afle ce-ți dorește inima să știi. Am citat deja din capitolul 4 de la început, unde Nebucadnețar recunoaște că Dumnezeu a lucrat așa pentru el și asta voia să spună și la alții și citim din final același capitol 4 de la 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, a ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși minte la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am laudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela care stăpânire este veșnică și a cărui împărăție denește din neam în neam. Și spune el până în final că Dumnezeu este absolut în autoritate, în putere și merită să fie slăvit pentru tot ceea ce face. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, citim despre o declarație a Domnului care scoate în evidență această idee când intervine Dumnezeu. Ioan 4:48, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Deci Dumnezeu vrea să stimuleze credința, să faciliteze cunoașterea Lui. O a treia posibilitate, când intervine Dumnezeu prin miracole. Aici e ceva ce ține de partea noastră. Când are oameni curați și devotați cauzei sfinte care mijlocesc motivator, stăruitor și cu credință pentru a cere intervenția Domnului. Să ne amintim de un moment anterior când Ierusalimul era să cadă sub asupritori, vremea lui Ezechie, atunci când a căzut și regatul de nord, cu 100 și de ani înainte, dar a scăpat regatul Iuda. Cum? A avut un rege evlavios, oameni care au apelat la Dumnezeu. Citesc 2 Cronici, capitolul 32, de la versetul 20. Împăratul Ezechia și procul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci Domnul a trimis un înger care a nemicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpetenile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui, a intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșise din copsul l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe cutorul Salimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor
și i-au crotit împotriva celor ce îi împresurau. Mulți au adus Domnului dar la Ierusalim și au adus darul bogate lui Ezechia, împăratul Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor, dar mai întâi s-a smerit înaintea Domnului și a stăruit ca să vadă această lucrare. N-a fost așa și în cele scrise în cartea Daniel? Ba da, pentru că cei trei și Daniel, care au avut parte de minuni, au fost oameni rugativi, care au stăruit înaintea Domnului, care s-au luptat și au fost gata, cum spunea de Nebucadnețar, citesc din capitolul 3, versetul 28 și 29, Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșa și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupul lor decât să slujească, să închine alte Dumnezeu decât Dumnezeilor lor. Da? În felul acesta, Dumnezeu a făcut ca ei să fie izbăviți. Daniel de asemenea. Și apoi pentru toată națiunea, când s-a dat porunca pentru întoarcerea în țară, pentru reconstrucția sanctuarului, scrie în Daniel capitolul 9, citesc de la versetul 20, pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mă duceam cerul înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu, încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril pe care l-a văzut mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți vestesc că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia și ce urmează. S-a spus despre planul lui Dumnezeu cu Israel. Deci iată că în timpul rugăciunii Domnul, am putea spune, este mobilizat în a lucra. De aceea și Apostolul Pavel scria tesalonicenilor, citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 1, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească, să fie proslăvit cum este la voi și să fim învăziți de oameni chipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Da? Să ne facem așadar partea și să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Nu fim pasivi. Și în ultimul rând, când face Dumnezeu o minune? Spuneam, în primul rând, că pentru a-și arăta slava, în al doilea rând că atunci când este necesar ca oamenii să-L cunoască, să creadă, în al treilea rând am spus că e ceva ce depinde și de noi, de dăruirea noastră pentru lucrarea sfântă, de credința de care este nevoie în producerea minunilor, dar hotărârea în ultimă instanță, în mod decizional și prin împlinire, revine lui Dumnezeu. Când intervine Dumnezeu prin miracole? Când are în planul său etern prevăzute astfel de lucrări și numai la cuvântul lui. Noi putem stărui, dar trebuie să fie un acord între proiectul lui Dumnezeu și stăruința noastră intră în atingerea acestui obiectiv. În Psalmul 72, versetele 18 și 19, este scris despre faptul că numai Dumnezeu poate să declanșeze o minune, citez: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și pe acest motiv, citesc și versetul următor: binecuvântat să fie în veci slăvitului nume, tot pământul să se umple de slava lui. Și când se arată slava mai mult? Atunci când se produc minuni, cum scrie nimeni doi. Ucenicii au văzut minunea și prin asta Domnul și-a arătat slava și de acolo și-a început lucrarea. Citim și în Romani, capitolul 11, este o explicație a Apostolului Pavel la modul general pentru Israel, dar și pentru lucrarea sa cu noi neamurile. Că asta dezbate în acele capitole. Romani 11, de la versetul 33. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr,
Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Și ca atare, conchide apostolul, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Așa au spus cei trei, că Dumnezeu poate să ne scape, ne va scăpa. Dar a zis, și dacă nu ne scapă, ce înțeleg de aici? Că ei au lăsat, după ce și-au făcut partea la latitudinea lui Dumnezeu, cum să opereze. E drept că Dumnezeu poate să lucreze și fără noi. Să lucreze, cum scrie în Efeseni, mai mult decât cerem sau gândim noi. Sau cum scrie în profetul Isaia, în capitolul 64, versetele 3 și 4, când ai făcut minuni, la care nu ne așteptam. Te-ai pocărât și mulți s-au zgâtit înaintea ta, care niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să facă asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Numele Domnului să fie binecuvântat și lucrările Lui să nu lipsească în mijlocul poporului Său. Trecem la concluzii și fie ca astea să fie pentru noi ca niște axiome. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, când intervine sau când nu intervine prin miracole. Am notat și aici patru idei. Prima, din prezența sau absența minunilor înțelegem incapacitatea forțelor oculte a înțelepților vremilor în a produce minuni, pentru că Domnul singur își dovedește autoritatea și își arată slava prin lucrările puterii sale. Să ne întoarcem la cartea Daniel să citim mai întâi din capitolul 2, de la versetul 26. Sunt cuvintele profetului care, foarte onest, a răspuns întrebării împăratului, care suna astfel: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului să zice: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepți cititorii în stele vrăjitorii cititorii nu sunt în stare să o descoperă împăratul, dar este în cerul în Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratul în care țar ce are se va întâmpla vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Și le-a derulat cu lux de amănunt. Citim tot aici în versetul 47. Paratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi, în întregă capitol 4, vedem din nou diferența. Scriem 4 cu 6, am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului să întâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii, cititorii, le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. Deci, nici dacă, știți, în prima fază nu știau nici visul, nici tâlcuirea, aici le-a spus visul și nici de acolo nu puteau să ducă problema până la găsirea unei soluții. Oamenii sunt limitați. Așa s-a întâmplat și în capitolul 5, în noaptea ospățului Belșațar. Unde scrie în versetul 8, toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea, nici să tâlcuiască împăratului. Ceea ce l-a șocat pe împărat, a venit Daniel și prin Duhul Domnului lucrurile s-au explicat. N-a fost așa și în Samaria mai târziu, îi uimea Simon până la o vreme pe oameni, dar când a apărut Domnul și a lucrat prin Filip, toată lumea și-a dat seama de ceea ce este adevărat și respectiv ceea ce este formal, înșelător. Da, numai Dumnezeu face minuni. Diavolul încâlcește și el, îndrugă și el ce îndrugă, dar nu se descurcă. O a doua concluzie, care dovedește tot faptul că e ceva dumnezeiesc, nu-i realizarea nici a diavolului, dar nici a noastră. Prezența unui miracol, în mod deosebit prin prezența unui sol ceresc, se lasă cu efecte care dovedesc slăbiciunea și limitările ființei umane. Poate surprinde,
Voi citi mai multe versete în care se dovedește că și profetul, un om cu multă tărie, atunci când a avut parte de aceste minuni, am putea spune aici ca și Belșațar, sub aspect exterior, dar lăuntric nu, a fost marcat, l-a lăsat vlaga, oamenii în fața lui Dumnezeu au vreun înger de rang înalt, a unei revelații dumnezeiești, a unui miracol, rămând uimiți, rămân la pământ, ca să spun într-un cuvânt, așa cum s-a întâmplat cu cei ce s-au dus la aresteze pe Domnul Iisus. Citim Daniel capitolul 5, versetele 5 și 6. În clipa aceea s-a arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfernicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldul și genunchii i s-au izbit unul de altul. M-a ajuns, am putea spune, un handicap. Citim apoi în capitolul 7, versetul 15, aici despre profet. După ce a văzut fiarele acelea ieșind din mare, eu, Daniel, m-am turburat cu duhul și vedenie, în capul meu m-am înspăimântat. Versetul 28, aici s-au sfârșit cuvintele pe mine, Daniel, m-au turburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. 8 cu 18. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. 10 cu 2 și 3. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni a fost în jale, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, nici nu m-am uns deloc până s-au umplit cele 3 săptămâni. La versetul 7 continuăm. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut totuși, au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie, puterile mi-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit cuvintele lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Și versetul 19, apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește Domnul meu că și m-ai întărit. Deci iată diferența în prezența lui Dumnezeu dintre un sfânt și ceilalți. Sfinții, așa cum e scris, că în fața lui Dumnezeu cad toate duhurile în leșin, s-au topit, dar au fost sprijiniți în a putea primi descoperirea, în a avea parte de miracol, pe când ceilalți au fost șocați, terminați, au fugit. E o diferență clară. O a treia concluzie. Prezența sau absența unui miracol este întotdeauna determinată direct sau indirect și de Dumnezeu și de om. De aceea este imperativ ca omul să fie împreună lucrător cu Dumnezeu. Da. Ceea ce aminteam, reiau acum în concluzie, trebuie să ne facem și noi partea noastră în a vedea minuni. Și nu doar în a vedea așa, într-o dorință de curiozitate, de senzație ca și Irod, ci în a le vedea în efectul lor. În Daniel capitolul 2 este scris că înainte de a face Domnul o minune în a descoperi visul și respectiv tâlcuirea, cei patru au intrat în rugăciune, citez, și împăratul s-a dus, Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria. Rugându-se ce are îndurarea Dumnezeu cerul peste această taină ca să nu piară Daniel și tovarășii și să-i odată cu ceilalți înțelepții ai Babilonului. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedere în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu cerurilor. Deci după aceea. În capitolul 9 citim că Daniel aflase din cărți că s-a expirat robia, dar și-a adus contribuția prin mărturisirea din rugăciunea de față, prin
Ceea ce scrie în versetul 3, mi-am întors fața spre Domnul ca să-L caut cu rugăciune și cereri posting în sac și cenușă. Deci iată cât de importantă este lucrarea omului. Noi poate am vrea să se întâmple direct ce scrie în Biblie. Se va întâmpla dacă ne vom face parte. Ce scrie în Fapte, da, dar acolo posteau, se rugau, erau trimiși în lucrare oameni hăruiți de Dumnezeu, rânduiți la aceasta. Altfel, de exemplu, dacă punem noi pe un om în slujbă de la noi citire, ar trebui să-i dăm noi autoritate. Ce autoritate? Ce a putut să facă Isboșet pe care l-a pus Abner peste o mare parte a Israelului față de David, pus de Domnul? Și de oameni acceptați într-o primă fază numai peste o seminție. Diferența a fost colosală. De aceea scrie în 1 Petru, capitolul 4, citesc versetele 10 și 11, ca niște buni spravnice harului feluit al Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și ultima concluzie de încheiere, ceea ce legalizează sau nu, ceea ce dovedește autenticitatea unui miracol este scopul lui, care trebuie să fie slava lui Dumnezeu și împlinirea planurilor lui mărețe. Asta a fost valabil pentru toate vremurile istoriei și este, repet, singurul scop validat de adevăr. Dumnezeu nu face minuni pentru spectacol, ci le face cu un scop bine definit. În prim plan să-și arate slava și să-i fie facilitate lucrările pe care le are în planul său, în vederea mântuirii oamenilor. De aceea este important Dumnezeu să fie lăudat, așa cum vă citesc din cartea 1 Cronici, capitolul 16, prin cântările celor rânduiți să-L laude pe Dumnezeu așa cum se face și în cer. 1 Cronici 16, citesc de la versetul 9. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui și făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, se bucură inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și Sfântul Lui, căutați necurmat fața Lui, aduceți-vă aminte minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile de gura Lui, voi sămânța lui Israel, robul său, copilul Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru, judecății Lui se împlinesc pe tot pământul. Citim apoi în Isaia, capitolul 42, versetul 8, unde este scris astfel: Eu sunt Domnul și acesta este numele meu și slava mea, nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Cum aminteam în parcursul lecției, că Nebucadnețar sau regii persane au ajuns să recunoască pe Dumnezeu și să declare autoritatea sa. De aceea Daniel îi impută lui Belșațar că nu s-a folosit de experiența lui Nebucadnețar și scrie în Daniel 5, de la 22, dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri și te-ai înălțat împotriva Domnului, celor vase din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin din ele tu și mai mari tăi nevestele țitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Așadar, să știm de ce a făcut Dumnezeu minuni. Să-și arate slava și să-și conducă istoria în vederea împlinirii planului lui. În Daniel 11, de la 37, este scris despre acel ultim corn că se va slăvi pe sine și în schimb îl va huli pe Dumnezeu. Asta e culmea păcătoșeniei. Să slăvești pe cel ce nu are niciun merit și are toată vina și să-l batjocorești pe cel ce are tot meritul în toată veșnicia, în tot universul. De aceea Dumnezeu va pune capăt definitiv unor asemenea stări. Așadar, să spunem în încheiere,
conștienți când Dumnezeu face minuni, pe ce motive acționează. Cum scria Pavel la 1 Timotei 1:17, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Să-i aducem slavă pentru minunile lente, cum le-am numit, pentru viața de fiecare zi, timp în care ne poartă de grijă, dar în mod special conștienți de aceste intervenții supranaturale. Dacă trebuie să mulțumim de fiecare zi, atunci, în aceste zile speciale, sau când ne amintim de ce a lucrat Dumnezeu în zile speciale, să-i mulțumim din plin și să-L binecuvântăm și să ne dea Bunul Dumnezeu harul să o facem pentru vecii vecilor. Domnul să-și ducă la îndeplinire lucrările sale și în vremea noastră, prin noi, prin alții, prin cine are în plan, noi să le vedem, să ne bucurăm și să așteptăm marea minune a instaurării împărăției lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul în veci. Amin.